atunci când Pavel le vorbește corintenilor despre închinare, el spune acolo un lucru foarte interesant. Mă voi ruga cu Duhul, spune el, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Adevărul este că mintea reprezintă un lucru extrem de important în închinarea noastră. Citind Cuvântul lui Dumnezeu, Psalmii de la 103 la 111, mi-am readus aminte cât de importantă este mintea și memoria în închinarea noastră. Un om bolnav care suferă de demență sau de alte afecțiuni, care pun probleme asupra memoriei lui, el nu-și pierde doar o funcție cognitivă. El își pierde, practic, identitatea. Cine este el? Ceea ce a făcut el? Cei dragi din jurul lui? O națiune care suferă de amnezie, care uită experiențe din istoria ei, nu pierde doar niște povești pe care să le spună copiilor, pe care să le pună în manualele de istorie. O astfel de națiune pierde, practic, identitatea, cultura ei, ceea ce o diferențiază de țările și de națiunile din jur. Un credincios care uită ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el, pentru părinții lui, pentru națiunea lui, nu pierde doar niște întâmplări pe care poate să le povestească mai departe. Pierde, practic, identitatea spirituală, ceea ce este el. Și într-un final, un astfel de credincios poate să-și piardă chiar credința în Dumnezeu. Citind acești psalmi, Domnul ne-a pus pe inimă niște lucruri pe care să ni le aducem aminte în închinarea noastră. Și în primul rând eu, atunci când stau înaintea Domnului în rugăciune sau în cântare, individual sau împreună cu comunitatea, să-mi aduc aminte întotdeauna de niște lucruri. Să-mi aduc aminte de binefacerile Lui. Așa spune David aici, în Psalmul 103, versetul 2. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și în versetul 12 din capitolul 106 spune, atunci au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudele Lui, dar au uitat curând lucrările Lui și n-au așteptat împlinirea planurilor Lui. Atunci când trecem prin încercări, prin necazuri, prin groapă, spune El, El îți izbăvește viața din groapă, El te încoronează cu bunătățile Lui. Versetul 3, El îți vindecă toate bolile tale. Prin acest teren al secetei spirituale, prin deșert, e foarte periculos să uităm binefacerile Lui. Să uităm ceea ce a făcut El pentru noi, pentru neamul nostru, pentru familia noastră. În astfel de momente, Dumnezeu ne cheamă să ne aducem aminte binefacerile Lui. Psalmistul aici, în Psalmul 105, prezintă istoria poporului evreu și e interesant cum în Psalmul 105 vorbește despre toate binefacerile, tot ceea ce a făcut Domnul. Cum dintr-un neam mic, neînsemnat, Dumnezeu i-a ajutat, spune versetul 12, erau puțini la număr, foarte puțini și străini în țară, mergeau de la un neam la altul, dar, spune, n-a dat voie nimănui să-i asuprească. Și mai departe, cum printr-un om i-a izbăvit, prin Iosif, cum i-a dus mai apoi și dintr-o țară străină, unde erau robi, Dumnezeu i-a izbăvit prin lucrări nemaipomenite. Dumnezeu a fost cu ei și Dumnezeu a fost credincios planului Său. Și spune mai departe în Psalmul 106, din nou psalmistul parcă prezintă istoria acestui popor, însă nu vorbește aici despre binecuvântările Domnului, ci vorbește despre eșecul acestei națiuni. Despre faptul că ei au greșit și au uitat așa de repede cine a fost Domnul, au uitat așa de repede ce au făcut, au uitat așa de repede prin ce minuni i-a scos Domnul din țara Egiptului. Totuși, e un lucru pe care trebuie să ne-l aducem aminte din nou în rugăciune. Și acela este eșecul nostru. Eșecul individual și eșecul colectiv, dacă vreți. Pentru că Isaia, mi-aduc aminte de întâmplarea aceea în care Isaia stă în prezența Domnului. Și noi am crede că în prezența Domnului te simți bine, te simți împlinit, fericit, însă, în primul rând, te simți slab și nesemnat. Pentru că așa s-a întâmplat cu Isaia.
Ajuns în prezența Domnului, spune acolo Isaia, primul cuvânt pe care îl rostește, spune, vai de mine, că sunt un om cu buze necurate, care locuiește în mijlocul unui popor cu buze necurate. Isaia nu doar că își vede slăbiciunea, eșecul, se identifică și cu eșecul națiunii, cu depărtarea colectivă a întregului Israel, cu păcatul întregii națiuni. Dumnezeu ne cheamă și îmi doresc, în primul rând, să-mi aduc aminte de binefacerile Lui, atunci când stau la chinare, dar să-mi aduc aminte și de eșecul meu. Spune cuvântul Domnului că El își aduce aminte că suntem numai țărână. Noi nu ne aducem aminte tot timpul. Noi uităm de multe ori că suntem țărână. Noi uităm de multe ori cât de slab suntem. Noi uităm de multe ori greșelile pe care le-am făcut. Cât de ușor ne-am clătinat. Cât de rapid am renunțat la El. Cât de ușor ne-am bazat pe altceva din lumea aceasta. O clipă și-a întors El față, o clipă ne-a lăsat și imediat ne-am clătinat. Imediat am făcut păcate pe care nu le credeam în stare că le putem face. Ne-am depărtat de El cum nu credeam că ne puteam abate de la căile noi. Și lucrul acesta trebuie să ni le aducem aminte pentru a veghea și pentru a sta în ascultare de El. Să ne aducem aminte că suntem țărână, că suntem slabi și să stăm aproape de El. Psalmul 106 spune aici cuvântul Domnului. I-a apucat pofta în pustie. S-au deschis pământul și a înghițit pe Datan, a închis deasupra cetei lui Abiram. Focul le-a prins ceata și flacăra i-a mistuit pe cei răi. Mai apoi spune, el a vorbit să-i nimicească, dar Moise, lesul său, a stat la mijloc înaintea lui. Mai apoi spune despre experiența lui Finias, cum a îndepărtat Turcia din Israel pentru că ei păcătuiau și s-au depărtat de Domnul. Au mâniat pe Domnul apele Meriba. Toate aceste experiențe ale neascultării lor n-au fost uitate, n-au fost trecute cu vederea. Domnul uită, da. Domnul nu-și mai aduce aminte, da. Pentru că în Hristos ne-a mântuit și ne-a dat o viață nouă. Dar să nu uităm eșecurile și slăbiciunile noastre, pentru că un popor care uită istoria e pe cale să o repete. Un credincios care își uită trecutul, își uită slăbiciunile, își uită păcatele, își uită punctele în care este vulnerabil în fața celui rău, este în pericolul de a le repeta și de a cădea iarăși și iarăși în aceleași ispite. Domnul să ne ajute să veghem, să ne aducem aminte de eșecul nostru, de slăbiciunile noastre, de faptul că suntem țărână și să venim la închinare cerându-i Lui să ne ajute, Lui să ne dea putere și prin El să stăm în picioare. Să ne aducem aminte de binefacerile Lui, să ne aducem aminte de eșecurile noastre, dar să ne aducem aminte și să venim înaintea Domnului și cu starea noastră. Vedeți, femeia din Biblie, nevastă lui Ieroboam, spune cuvântul Domnului, că și-a schimbat hainele și s-a dus înaintea omului lui Dumnezeu, crezând că nu o va recunoaște. Așa ne schimbăm și noi rugăciunile de multe ori. Și crezând că nu ne cunoaște Domnul. Dacă noi nu-i vom spune despre starea noastră, despre ura pe care o avem pentru fratele nostru, despre răutate din inima noastră, despre păcatul din inima noastră, credem că Domnul nu-l vede. Așa credem de multe ori și așa venim înaintea Lui. Și căutăm să schimbăm lucrurile, să ajungem într-o stare după voia Lui și abia apoi să venim în rugăciune înaintea Domnului. Dar cred că Domnul, frați și surori, așteaptă și vrea să venim înaintea Lui cu starea inimii noastre. Să nu uităm cine suntem. Să nu uităm ce suntem. Starea inimii noastre atunci când venim la închinare. Pentru că spune aici David, pe când eu iubesc, ei sunt potrivnici, dar eu alerg la rugăciuni. Ei mă întorc rău pentru bine și ură pentru dragostea mea. În Psalmul 109. Când va fi judecat să fie găsit vinovat și rugăciunea lui să treacă drept un păcat? Și apoi rostește mai departe niște lucruri pe care le-am putea încadra în categoria blestemului. Omului Dumnezeu să spună astfel de lucruri. Omului Dumnezeu să vorbească astfel despre vrăjmașii lui. Totuși, ce e important de notat este că David, deși avea puterea, deși era împărat, sau chiar dacă nu era împărat, era unsul Domnului care avea o armată cu el și putea să se răzbune pe oamenii care au făcut rău. Puteau să se răzbune pe Saul. David alege totuși să vină cu aceste gânduri din inima lui înaintea Domnului și să le spună Domnului.
să-i spună Domnului cum se simte. De multe ori noi venim la rugăciune și spunem niște rugăciuni pe care le învățăm pe de rost mecanic. De multe ori îi acuzăm pe cei care spun rugăciuni citite din cărți, însă și noi le spunem aceleași rugăciuni. Și poate la sfârșitul unui timp de închinare, dacă ne-am întrebat și am încercat să ne aducem aminte, nici nu mai știm pentru ce ne-am rugat, nici nu mai știm ce am spus Domnului. Domnul ne cheamă să venim înaintea Lui așa cum suntem. Să-i spui Domnului, Doamne, cu asta mă confrunt. Astea-s gândurile inimii mele, sunt rele, sunt păcătoase, dar ți le aduc ție. Și un lucru pe care David l-a făcut și pe care îl apreciez la el este că nu și-a făcut singur dreptate. David, împăratul, cel care avea puterea, vine înaintea Domnului, cu vrăjmașii lui, cu oamenii care au făcut rău. Și nu își face singur dreptate, îi aduce înaintea Domnului și nădăjduiește și speră în dreptatea lui. Credința lui este că Dumnezeu va face dreptate și că Dumnezeu este un Dumnezeu credincios, un Dumnezeu care răsplătește pe cel bun și pedepsește pe cel rău. Domnul să ne ajute să nu uităm cine suntem și să venim înainte Lui cu starea noastră, cu slăbiciunea inimii noastre, cu păcatele din inima noastră și El să ne binecuvânteze. Mă rog ca Domnul să ne ajute și individual și ca biserică să avem un timp de închinare în care să ne rugăm cu Duhul, dar să ne rugăm și cu mintea. Și El să ne ajute să nu ne pierdem memoria, să nu ne pierdem identitatea, să stăm înaintea Lui aducându-ne aminte de ceea ce a făcut El pentru noi, pentru părinții noștri, aducându-ne aminte de ceea ce am făcut noi greșit și de cât de ușor ne putem clătina și aducându-ne aminte cine suntem, venind înaintea Lui sincer, nu căutând să fim drept alții, nu căutând să fim văzuți altfel, să venim înaintea Lui sincer. Și atunci, timpul nostru de închinare, cred că va fi binecuvântat. Domnul să fie cu noi cu toți. Amin.